Hei, bună! Mă bucur foarte tare astăzi să fim împreună și să-ți spun despre ce ingredient ai nevoie pentru a avea succes. De câte ori te-ai întrebat oare ce mai lipsește, poate acel lucru, poate mărunt, dar de o semnificație fantastică, pe care pot să-l mai adaug încât, la activitatea mea încât să am succes. Hai să spun în primul rând ce este foarte important și ce am descoperit în activitatea mea și fac de 7 ani o activitate, o afacere. Este o afacere globală în peste 20 de țări, lucrez cu mii de oameni în organizație, am crescut o organizație de vânzări de peste $1 milion anual, așa că înțeleg foarte bine ce se întâmplă în această parte și am căutat mereu și eu care este acel ingredient de care am nevoie ca să am succes. Un lucru foarte important și ingredientul principal în orice afacere, fie că este o afacere de network marketing, fie că este o altă afacere dintr-un alt domeniu, un lucru este foarte important, să ai încredere. Da, încrederea este un ingredient absolut necesar. Și nu doar simplu încrederea, o să detaliez foarte mult acum pe partea în care este încrederea în produse, încrederea în afacere și încrederea în tine. Deci sunt 3 încrederi pe care ai nevoie să le câștigi. Foarte mulți văd în organizație și la mine că nu reușesc să aibă succes pentru că fie nu au încredere în produse. Și ce se întâmplă aici? Pentru că nu-și cunosc foarte bine produsele. Da, prima încredere pe care trebuie să o câștigi ca să te asiguri că te apropii de succes este încrederea în produse, să-ți cunoști foarte bine produsele. Să cunoști produsele, să le folosești, să le încerci, să simți cu adevărat ce beneficii fantastice aduc, ce valoare aduc lumii din jur, ce nevoi servesc celor din jur, să afli o grămadă de testimoniale despre produsele pe care tu le reprezinți și asta îți dă o vibrație fantastică. Eu astăzi aveam o discuție cu cineva din echipă care îmi spunea că avea niște rezultate excepționale și întrebam, ok, cum ai reușit ultima săptămână să ai niște vânzări atât de mari? Și am spunea, știi de ce? Pentru că am folosit produsele, le-am simțit, le știu, le iubesc și se vedea în ochii mei sclipirea când vorbeam cu clienții și cu prospecții. Și am dat seama de fapt că asta se transmite, sclipirea aceea din ochii tăi, în momentul în care ai o încredere fantastică în produse, în momentul în care le cunoști, le simți și știi beneficiile lor, știi ce valoare aduc oamenilor din jur, atunci da, transmiți acea sclipire. Deci un ingredient din încrederea, primul este încrederea în produse. Ok, vorbim mai departe despre partea aceasta pentru că este partea de încredere în business, încredere în afacere. Sunt foarte multe persoane care intră pentru că aud partea aceasta că da, se poate să ai o viață mai bună sau că afacerea asta poate să-ți aducă libertate sau că o afacere poate să-ți aducă, nu știu, să fii propriul tău șef și să nu mai mergi la un job, să lucrezi flexibil, lucruri de genul acesta. Dar nu cred 100% în afacere. Nu cred 100% în planul de business pe care poate nici măcar nu l-au conceput, pentru că foarte mulți sar într-o afacere și nici măcar nu au un plan de business conceput. Ok, e foarte important să câștigi încrederea în afacere. Este partea aceasta în care, fie dacă ești într-o afacere de network marketing, e super simplu, pentru că în felul acesta te poți uita la planul de marketing și îți dai seama, poți să treci prin filtrul tău și să judeci că da, se poate să câștigi, se poate să ai libertate, se poate să ai flexibilitate, adică câștigi acea încredere că ceea ce tu ai judecat este adevărat. În momentul în care sunt persoane în momentul în care se duc în fața unor prospect și vorbesc despre această oportunitate de afacere sau despre afacerea lor, ceilalți vin cu obiecții. Și ghiți ce facem? Ne pierdem. De ce? Pentru că încrederea în afacere nu este construită. În momentul în care te pierzi în fața unei obiecții de business sau în fața unei obiecții de produs, e clar că înseamnă că îți lipsește acea încredere. Încrederea în afacere se obține studiind foarte bine gen planul de marketing sau să faci un plan de business, cum doar ajungi la venitul de unde ești, de la zero, la un venit pe care ți-l setezi. Făcând foarte bine planul de afacere, făcând fiecare bine și documentând fiecare pas cu pas, asta este extraordinar. Pentru că oricine ar veni să-ți combată, tu deja ai judecata ta. Deci e important să ai încredere și în judecata ta. Foarte
des întâlnite este că oamenii pur și simplu pun judecata altora mai presus decât judecata lor. Nu, aveți mare încredere în judecata voastră. Și aici o să vorbim la a treia încredere, încrederea în sine. Dar rămân la partea de încredere în afacere, pentru că este foarte ușor, de exemplu, dacă ești într-o afacere de network marketing, este foarte ușor că este un plan de marketing, este ușor de documentat, este simplu de pus pe hârtie. Dar dacă ai o afacere clasică, și la aceea poți să creionezi foarte bine un plan de afacere și atunci normal că îți dă o încredere mult mai mare. E foarte important, da, să vezi oportunitatea, cum se poziționează pe piață, cât de mult a crescut în ultimul timp, care este piața la care te adresezi, pentru că dacă ai o piață de miliarde sau de trilioane, de sute de miliarde de dolari, cum de exemplu poate ești într-o industrie, cum sunt și eu într-o afacere de health and wellness, de sănătate, păi normal că ai o încredere maximă, pentru că ce se caută acum? Se caută sănătatea. Deci e foarte important să îți înțelegi afacerea și să înțelegi exact cum funcționează și cum ești plătit în această afacere și cum vei reuși să câștigi atât cât ai nevoie. Mai vine partea importantă la încrederea în afacere, este de genul că mulți spun, da, dar nu am rezultate, mi-e foarte greu să transmit despre afacere unor persoane pentru că nu am rezultate. Stați liniștiți, absolut niciunul dintre noi, care acum poate ne bucurăm de succes, care vă spuneam, am o afacere în 20 de țări, spuneam că, da, generez vânzări de milioane de dolari în fiecare an, dar și eu la început, în primele mele luni și în primul an, am avut niște rezultate foarte, foarte mici și totuși vorbeam despre afacere pentru că nu vând rezultate, ci vând viziunea, vând ceea ce tu poți să obții cu această afacere. E foarte important de genul să vezi partea aceasta, pentru că în momentul în care te detașezi de rezultatul respectiv și faptul că tu nu ai poate acel rezultat, pentru că ești la început, dar vinde viziunea și oamenilor dă-le, transferă-le viziunea ta, ce ai văzut tu în această afacere, de fapt despre asta este. Tu vinzi afacerea vânzând de fapt viziunea despre afacere. În al doilea rând, documentează-te de la cei din echipă, de la cei care îi cunoști, de la cei din domeniu, de la cei care au reușit în domeniul în care ești. Ce vei vedea în afacerea în care ești, în compania, poate în care cu care colaborezi și având aceste rezultate, văzând la ceilalți că au rezultate bune, văzând la ceilalți că funcționează, e garantat că funcționează și la tine dacă îți aplici un sistem bun. Deci e foarte important să-ți câștigi încrederea și văzând că a funcționat această afacere pentru alții în domeniul tău. Bun, deci am vorbit despre încrederea în produse și e foarte important să-ți câștigi încrederea în produse, să-ți cunoști produsele, să știi foarte bine ce vin, să te documentezi despre ele și să înțelegi foarte bine cu ce sunt diferite față de ce este pe piață și cu ce vii tu bun extra față de ceea ce există deja pe piață. În al doilea rând, încrederea în afacere și în al treilea rând, o încredere extrem de importantă. Încrederea în tine. Pentru că sunt foarte mulți care au încredere în produse, cunosc produsele, au încredere în afacere pentru că văd pe ceilalți că reușesc, dar nu au încredere în ei, că și ei pot. Asta este un lucru la care se lucrează foarte, foarte mult. Se lucrează foarte mult prin dezvoltare personală, se lucrează foarte mult prin a împrumuta încredere, iar dacă ești într-o afacere cum sunt eu de network marketing, este excelent pentru că poți împrumuta încredere de la sponsorii tăi, de la oamenii care te mentorează, de la mentorii tăi, poți să câștigi încredere împrumutând-o, pentru că de multe ori noi nu vedem despre noi ceea ce văd alții despre noi. Așa că află de la cei din jur ce văd ei despre tine, află de la cei din jur cum te văd ei și măreția care o văd în tine și atunci în felul acesta poți construi încrederea prin împrumut până poți să vezi tu singur și să te documentezi și să te detașezi de a avea nevoie să-ți mai confirme ceilalți. În al doilea rând, urmărește fiecare mic rezultat. Urmărește fiecare mic rezultat și sărbătorește-l, pentru că o încredere se câștigă și prin faptul că vezi că faci mici pași. Nu urmări doar un pas mare și atunci te uiți, oh, dar nu l-am reușit să-l fac. Nu, urmărește pașii mici în fiecare zi, care este succesul tău în fiecare zi. Și îți dau un tips. Ia-ți un carnețel, ia-ți pix, ține-le lângă noptieră, seara când te pui să dormi, scrie-ți ce succes ai avut în ziua respectivă. În felul acesta, prinzi încredere zi de zi că ai făcut cât un pas, ai mai făcut un pas. Da, tu ai făcut acești pași. Și normal că atunci, după câteva zile, după câteva săptămâni, o să ai o vibrație fantastică, pentru că îți ridici energia ta internă prin a conștientiza că ai un succes în fiecare zi. Ce mai este iarăși important la a câștiga încrederea în sine este prin faptul că învață.
Adică văd foarte mulți că se aruncă în antreprenoriat și se aruncă și în stilul de afaceri în care sunt eu, fără să învețe puțin, fără să învețe cum să vorbească cu oamenii, fără să învețe cum să transmită o informație, fără să învețe cum să comunice. Și normal că, bineînțeles, că primesc un feedback de la piață care nu îi ajută. E, exact asta este. Învață. Învață cum să faci o discuție, învață cum să abordezi, învață cum să poți, să învață foarte mult despre cum să acționezi, despre, poate despre cum să fii antreprenor, despre gândirea de antreprenor, despre pașii pe care trebuie să-i faci, despre poate dacă ești în social media, cum să te promovezi în social media. Avem în dispoziție o grămadă de informații. Avem Google-ul, la o simplă căutare găsești foarte multe informații despre fiecare abilitate pe care tu trebuie să o dezvolți ca să ai succes. Așa că învață și fii o persoană care învață foarte mult. Eu sunt o persoană care zilnic învăț și mi se pare că mai am atâtea, dar asta este partea fantastică pentru că prin aceasta îmi ridic enorm de mult încrederea în mine. Ok, deci încrederea în produse, încrederea în afacere și încrederea în tine. Sunt cele trei tipuri de încredere pe care trebuie să le câștigi pentru a avea succes în afacerea ta. Așa că îți doresc succes, urmărește aceste tipsuri și te mai aștept la următoarele pentru că mai am câteva lucruri pregătite pentru tine fantastice. Ne vedem la următorul!